Salut și bine ați venit la un nou videoclip cu și despre Eurotaxi Motel 2. Sunt Aureș și uite că amiază să vă arăt ceva foarte interesant care este în desfășurare și puteți face ceva și voi la ce o să vă arăt în continuare. Bun, este vorba de un event cu și despre Suedia. Trebuie neapărat să aveți DLC-ul cu Scandinavia cumpărat și instalat ca să puteți participa la acest event. Ce puteți câștiga la acest event, imediat vă arăt, dar în interior. Puteți câștiga această frumoasă statuetă acolo cu un viking, da, vă zic, stă pe bord, să zic așa, la camionul meu. Restul accesorilor sunt din alt DLC, plus încă 300 gulețe pe care le-am zis acolo pe parbriz, da, este vorba de steagul Danemarcei, Suediei și al Olandei. Aceste stegulețe le primiți random, aleatoriu. Asta le-am câștigat și încă ceva, este vorba de acest background, da, acest background cu aurora boreală. Aceste 5 iteme, să zic așa, le putem vinde pe Steam. Deci asta le-am câștigat în urma eventului. Deci uitați aici sus eventul, da? Trade Connection Suedia, ceva de genul, mai ușor la mine cu engleza. Dar este, eventul este făcut de mine complet. Deci trebuie să faceți 10 curse înspre și dinspre Suedia. Ca un mic punct, să vă spun așa, trebuie să aveți garaje atât în Suedia cât și prin Europa. Eu am făcut o chestie de genul, m-am dus în fiecare țară în parte unde aveam garaj și am luat curse către Suedia. Da, am dat frumos aici, am dat browse contract, da, și când ajungeam în Suedia căutam curse către țările de pe de jos. Da? Deci cât o țară trebuie făcută. Și pot să facem și invers. Ne teleportăm în țările astea care avem pe aici garaje. Da? De exemplu, am făcut o cursă din Franța către Suedia. M-am teleportat în Paris unde am garajul. Am căutat un contact aici către Suedia și am făcut cursa. Când ajungeam în Suedia, căutam invers. Dacă nu găseam, tot așa. Mai luam o țară de pe aici, mă teleportam, mă duceam acolo și căutam către Suedia. Astfel, am făcut 10 curse diferite înspre și dinspre Suedia. Și am primit acele iteme customizabile. O să vă arăt și pe pagina oficială lor, la Odd of Tex. Imediat intrăm. Da? Deci, eventul este... Imediat, eventul este aici. Imediat să căutăm, hai să căutăm exact pagina. Hai să dau mai pe aici. Vreau să vă arăt. Da, ăsta e eventul aici și dacă dăm, da? Deci, sarcine, să completăm o livrare din nord cu orice transport dinspre și din Suedia. De cel puțin 10 țări diferite ale Europei. Premiu 5 obiecte vandabile, să zic așa, care se pot vinde pe Steam. O statuetă de interior cu un viking. Luminile nordului, care este un background frumos. Da, și 3 steglețe random cu ale țărilor din Europa. Ați văzut și voi, eu aveam Danemarca, Suedia și Olanda. Acum mi-ar fi dorit foarte mult să pice România. Da, și aici la logbook, da, vedeți voi toate țările, da, cum le-am făcut eu. Da, vedeți, uite, de nou Olanda către Malmo, deci Olanda către, din Olanda către Suedia, deci Rotterdam cu Malmo. Da, fiecare țară aici am făcut cele 10 curse. Da? Le faceți și voi. Eventul durează până la sfârșitul lunii, deci puteți, mai aveți ceva timp, vreo 2 săptămâni, să puteți face acest event, să faceți 10 curse. Cursele nu sunt scurte, sunt undeva la 1000, chiar 2000 de kilometri, dar eu spun că merită. Merită pentru acele iteme, să zic așa, deci această statuetă, aceste stegulețe, da, cele 3 stegulețe de pe parviz, restul sunt din alt DLC și plus, trebuie să dăm și afară, da, bine, mai am aici steguleță rămâne tot din alt event, deci 3 stegulețe plus această statuetă plus acel frumos background le puteți câștiga de la
de la acest event trebuie făcut pe single player, pentru că trebuie să intrați acolo pe contracte și să luați contractele de pe single player, dar eu spun că merită. Eu mi-am pus acolo o muzicuță în sfârdină și am făcut acele curse. Încă o specificație, vă trebuie neapărat DLC-ul cu Scandinavia, pentru că în acel DLC este Suedia ca și traseu. Dacă nu aveți acel DLC din start, nu puteți participa la acest event. Dacă aveți acel DLC, faceți frumos cursele, luați acele iteme, nu vă plac, nu vreți să le puneți pe joc, le puteți efectiv vinde. Prețul am văzut că este undeva la 12 cenți, ceva de genul, pe Steam fiecare. Puteți face și voi acolo aproape un euro, să zic așa, din cele 5 iteme, dacă nu le vreți pe camion. Eu le luat și le-am pus pe camion, ați văzut și voi. Bun, cam atât pentru asta. Dacă v-a plăcut acest mini tutorial, acest mic videoclip cu și despre Eurotrack, voi vi s-a apăsat butonul de like, de asemenea vi s-a apăsat butonul de subscribe. Până data viitoare, vă rog sincer, salut!